Domnului, este o mare bucurie că am găsit timp după atât timp foarte lung pentru noi să fim împreună, să putem să studiem împreună din cuvântul lui Dumnezeu. Vreau ca, dragi mei, ca noi să înțelegem că trăim în timpul care este foarte periculos, nu doar pentru lume, dar și pentru copiii lui Dumnezeu. Și atunci, o să avem în această perioadă câteva zilele, în uh, fiecare zi, în jurul de ora 8, o să începem. Uh, o să avem această lecție care discute despre capcanele învățăturilor false. Asta să începem cu introducere. Și eu o să luat timpul aceasta, mai ales cu învățăturile care a intrat în biserica, în zilele noastre. Mi-aș dori ca fiecare dintre noi să putem să înțelegem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre lucrul acesta. Astăzi va fi doar o introducere și mi-aș dori, ca, dragi mei, ca noi să putem să fim feriți de orice învățătura falsă. Înainte să intrăm în acest subiect, vrem ca să luăm timpul aceasta pentru rugăciune. Hai să genuncăm pentru rugăciune. Tata nostru, care să-i ceruiți mulțumim pentru timp, pe care ne-ai dat ca să putem să studiem din cuvântul lui Dumnezeu. Vrem să cerem, Doamne, în această timp ca Tu să cobori în mijlocul nostru, să ne învață pe noi să putem să, să trăim cuvântul al Tau, să putem să deschidem din cuvântul al Tău, să vedem ce este scris și după aceea să putem să punem viețile noastre în conformitate cu cuvântul al Te rog, Doamne, Ajută-ne, Doamne, să nu fim maturat de orice învățătură falsă. Dar ajută-ne, Doamne, să rămânem la ce este scris. Asta este dorința noastră și rugăciunea noastră. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Dragii mei, avem această carte care este foarte importantă, care este cuvântul lui Dumnezeu. Când citim din această carte, o să descoperim că asta este singura gps ul um, care o pot să ajute pe noi să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Asta, Biblia, este cea mai importantă carte pe care putem să avem. Vreau ca, îngăduiți-vă se pot să fi reamintit de cartea lui Isaia, capitolul 40, versetul 8, unde Biblia spune așa, iarba se usucă, floarea se cade, dar cuvântul Dumnezeu nostru va rămâne în viac. Cuvântul aceasta nu va schimba niciodată. Adică dacă noi vrem să fim împreună cu Dumnezeu, să mergem înapoi la un așa, zice Domnului. Dar ce a zis Domnul Isus Cristos despre lucrul aceasta? În cartea lui Matei, capitolul 4, versetul 4, Domnul Isus Cristos a spus cuvântul aceasta. Lui satana, ca omul nu trăiești nu numai cu pâine și cu orice cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem lucrul acesta, dragi mei, nu trăim nu numai cu pâine și cu orice cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Și Pavel spune cuvintele aceasta către Timotei, în cata lui 2 Timotei, capitol 3, versetul 16 și versetul 17 unde este scris cuvintele următor, toate scripturile sunt, uh, uh, hai să citim împreună, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Toată scriptura, hai să citim, frate, uh. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și... și și de folos ca să învețe și să mustre și să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. De ce? Versetul 17. Pentru ca omul lui Dumnezeu să Aha. fie desăvârșit și, 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 cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Mulțumesc! Venim înapoi încă, încă o dată la această verset care spune în uh, cuvântul acesta că toată Scriptura de la Geneza, de la Geneza până la Apocalipsa, toată Scriptura sunt uh, de Dumnezeu. Toată Scriptura. Și faptul că Dumnezeu este cel care a inspirat cuvântul acesta, înseamnă că noi putem să avem bucuria dacă noi mergem înapoi încă o dată la cuvântul lui Dumnezeu. Atunci întrebarea este care este una dintre metodele lui satana, ce mai metoda cu succes a lui satana. Când vorbim despre capcanele lui. Ce este această metodă pe care el o folosește? Vreau ca noi să înțelegem ceva, dragi mei. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu a creat lumea aceasta doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Hai să citim, fratele meu, în lui Psalm. Psalm 33, versetul 6 și versetul 9. Doar să putem să vedem cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Cum este scris? Da? Hai să -i citim, fratele -me. meu. Mm -hmm. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului. Mulțumesc și, și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Mulțumesc, Vesatul Noua. Căci el zice și, și, se face. Mulțumesc și poruncește și, și ce poruncește ia ființă. Mulțumesc, ce poruncește ia ființă. Adică asta este puterea ai cuvântului Dumnezeu. Mai bine să spun așa, dragii mei. Cuvântul a creat lumea. Și prin cuvântul lui Dumnezeu, Biblia spune foarte clar, oamenii care au fost orb a avut a avut oki lor deschis. Cei care era bolnav a fost vindecat prin această cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai aceasta, păcatos a fost și ei yertat prin același cuvânt. Așa de puternic este această cuvântul în așa fel că este scris în cata lui Evrei, Evrei, capitol 1, versetul 3. Uitați cum este scris aici. În Evrei, Capitol 1 versetul 3. Hai să citim împreună. A. 1 versetul 3. El care este oglindirea slavei lui. Asta este Domnul Isus Hristos, da, și întipărirea ființei lui da? și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Mulțumesc a făcut curățarea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea Mulțumesc! El ține toate lucrurile aceasta cu cuvântul lui. Și hai să gândim despre lucrurile aceasta, dragi mei. Care ar fi a metoda lui satana de a scoate pe oameni de pe calea către cerul? Țintea lui satana este aceasta. Oameni se numai mai aibă încredere în confruntul lui Dumnezeu. Dacă uitam la această șena, aceasta de ispitele lui Domnul Iisus Hristos, una a fost așa, schimba această pietre se pot să fi puine. Și Christos a răspuns, sta scris. Și după aceea satana zice, a, mai bine și eu să folosesc. Sta scris. Și după aceea a început să spună, uite, tu acum Pot se, a, a, a luat pe el și a pus pe el acolo asupra templului și a spus, aruncă-te jos, pentru că este scris că el va trimite ingeri care o să se protejeze de la el, că a, 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 ca tu să nu lovește niciun deget de piatră. Și Hristos a trebuit să arate încă o dată, asta a scris, iarăși încă o dată a arătat toată lumea și a zis, uite, închină-mă, și Hristos a răspuns încă o dată, sta scris. Vreau ca noi să înțelegem, dragi mei, una dintre cele mai bune metode a lui satana de a castiga încrederea oamenilor este să pot să a se pune îndoiala la, la cuvântul lui Dumnezeu și se pune cuvintele lui. Domnul Iisus Christos a spus cuvintele aceasta. În cartea lui Matei, Matei capitol 15, fratele meu, Matei, capitol 15, versetul 3, versetul 6, versetul 9. Hai să citim, să vedem cum este scris acolo. A. Drept răspuns, el a zis: Ce a zis? Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Uitați, voi calcați porunca Domnului în folosul datinii voastre. Adică voi vreți să mergeți numai după învățătura oamenilor. Adică asta este ținta lui Satana. Haideți mai departe. Uh -huh. Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Uh -huh. Și ați desfințat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Uitați care este? Adică, Satana vrea ca să înlocuiește Cuvântul lui Dumnezeu cu altceva datine baterinilor. Tradiția oamenilor. El vrea să pot să aruncă orice alta lucru în afara de cuvântul lui Dumnezeu. Adică ținta lui este să se, pot se, se, pot se, se prinde pe oamenii în ceva care arată ca și cum este cuvântul lui Dumnezeu, când de fapt este șmecheria lui Satana. De aia, dragi mei, merită. că noi citim cuvântul acesta, în primul rând să avem timp de rugăciune. n sam rugăciune? Să sa cerem prezența Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt a scris această Biblie. Și vreau ca noi să înțelegem, dragii mei, lucrul acesta, versetul Noa. Cum e să scris? Aha. Degeaba mă Degeaba mă ei. Cinsește ei. Aha. Învățând ca învățături niște porunci omenești. Dumnezeu spune așa. Degeaba oamenii aceasta mă cinsește pe mine. Când ei învață tradiția omenești. Vreau noi să înțelegem, dragii mei. Oamenii vine cu învățăturile lor, și după aceea vor să pot să există stampile lui Dumnezeu, ci după aceea se pot să matura mai mulți oameni împreună cu ei. Ascultați cum arată atinge, dragi mei. Iarba să usucă, flora se cad, dar cuvântul Dumnezeu nostru va rămâne în viac. De aia, dragi mei, orice lucru pe care cineva face trebuie să pune întrebare unde este scris. Dacă este scris, dragi mei, acolo trebuie să mergem. Dacă nu este scris, când noi folosim speculațiile, atunci acolo este problema. Vreau să citesc împreună cu voi în cartea lui Isaia 28. Isaia, Isaia, capitol 28, versetul 10. Cum este scris? Isaia 28, versetul 10. Există ceva care este foarte important pentru noi să știm acum. Cum este scris, fratele meu? Căci dă învățătură peste învățătură. Învățătură peste învățătură, aha. Învățătură peste învățătură. Învățătură peste învățătură, da. Poruncă peste poruncă. Poruncă peste poruncă, da. Poruncă peste poruncă. Poruncă peste porunca Puțin aici. Puțin aici. Puțin acolo. Puțin acolo. Asta, este, asta ne arată ne nouă cum putem să studiem Biblia la subiect pe care noi studiam împreună, dragii mei, trebuie să spune învățătura peste învățătura, învățătura peste învățătura, porunca peste porunca, porunca peste porunca. Puțin aici, puțin acolo. Adică Biblia este ca, ca, ca niște puzzle așa care sunt pus împreună. Moment când noi luăm învățătura peste învățătura, porunca peste porunca, puțin aici, puțin acolo, o să descopere că la sfârșit de toate, avem imagine mai clar despre un subiect. Noi nu putem să spunem, am luat numai un singur verset, să spunem, acum am aduc cu doctrina, am doctrina. Nu! Doctrina trebuie să merge împreună cu învățătura peste învățătura. Trebuie să există versetele care pot să susține lucrurile acesta. Nu numai unul, nu numai două. Trebuie să există mai multe versetele care pot să ajute să susține acest argument. Urmăriți-mă cum atenție, dragi mei. Am vorbit lucrul aceasta pentru că este foarte important pentru noi să știm ce spune Dumnezeu despre lucrul aceasta. Haideți, în Cartea lui uh, 2 Timotei. 2 Timotei, fratele meu, capitolul 4, versetul 2. Ce este scris? Ce va fi problema major în timp pe care noi trăim acum? Aha. 2 Timotei, capitol 4, versetul 2. Propovăduiește Cuvântul. Da? stăruia asupra lui la timp și, și ne la timp. Mulțumesc și mustră. Mustră? Ceartă. Ceartă? Îndeamnă cu toată blândețea și învățătură. Mulțumesc și învățătură. Haideți să mai departe, versetul 3. Cum e să scris? A? Căci va veni vremea când Va veni vreme. oamenii... când cum? Când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Ei. Și? Ci îi vor la urechile să audă lucruri plăcute. Ei. Și își vor da învățătorii după poftele lor. Ascultați cum arată atenția, dragi, dragi mei, este scris aici, hei, tu trebuie să stai la, la la Cuvântul lui Dumnezeu, la timp și ne la timp. Trebuie să vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu, la timp și ne la timp. Pentru că vine ceasul. Deja a și venit. Unde mai mulți oameni, deja acum, merge și se caută învățători care pot să învață ce ei place. Oamenii caută predicatori care predică lucruri pe care ei îi place. Oamenii caută pe oameni care pot să vorbească, care pot să ghidi la ureche, ca ei să pot să spună, a, ah, și eu îmi place și asta. Ascultați cum arată atenția, dragii Dacă noi trebuie să mergem pe drum către cer, trebuie să mergem doar la una, așa zice Domnul. Trăim în vremea sfârșitului pe care Domnul Iisus Hristos a spus cuvintele aceasta în cartea lui Matei, capitolul 24. Matei, capitolul 24, citim fratele meu, versetul 5, versetul 11 și versetul 24. Există niște cuvintele care sunt foarte importante. Cum este scris? Aha. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, Aha. eu sunt Hristosul și? și vor înșela pe mulți. Ei, vor veni mulți care o să spune, eu sunt Hristos. Și care va fi ținta lor? O să înșele pe mult. Hai să gândim cu o dată, O să vine în numele a cui? Al lui Domnului Isus Hristos. Oamenii această întrebare este: sunt pagani sau sunt creștini? Sunt creștini. Pentru că ei vine în numele lui Hristos. Am mai citit în cartea lui Matei, în cartea lui Matei, capitol 7, versetul 21, unde este scris, nu oricine care îmi zice, Doamne, Doamne, care va intra în parația cerului, dar numai cei care face voia tata meu care este în cerul. Ascultați cu mare atenție, dragi mei. Ce mai mare pericol pe care noi avem în vreme de pe urmă este această învățătura falsă care vine chiar dinăuntru. Am mai spus la alta dată ca în Africa, avem probleme cu șerpi. Dar ce mai periculos șerpi când noi suntem acasă? Ce mai periculos șerpi este șerpi care este anunțat când este deja în casă. Pentru că acolo nici nu știi unde este capul, unde este coada. Și acolo, mai ales noi care am crescut la Africa, unde nu exista nici lumina, folosea doar lumânări, în această timp, în confuzia aceasta, una se întânteste asupra pe cealaltă și cade jos, nici nu știi unde merge. Unde merge direct, unde se șarpe și alții merge acolo. De ce? Pentru că în mintea lor există confuzia. Pentru că șarpe a intrat în casă. Vreau să spun, dragii mei, ce mai mare problema pe care noi avem astăzi este aceasta. Șarpe a intrat deja în casa. Și faptul că a intrat în casa, satana vor, vrea să foloseste, cum se zice, învățătura falsă, să pot să pune ștampilă al lui Dumnezeu. Ascultați-mă, dragi mei, motiv pe care vorbesc cu voia aceasta este pentru că am întâlnit cu mai multe învățători fals, Și învățăturile false și care au ștampilă al Dumnezeu, dar când tu merge mai aproape, o să descopere că strai puțin. Cum pot Dumnezeu să contrazice pe El însus? Nu se poate. Și si de aia, dragi me vreau ca noi să înțelegem lucrul acesta. Haideți înapoi încă la cuvântul lui Dumnezeu să tam Scriptura. De fapt, cum este scris în cartea lui Ioan, uh, capitol 5, versetul 39. Domnul Isus Hristos a spus la oameni așa, Ioan, capitol 5, versetul 39. Cum a spus? Aha, uh -huh. Cercetați scripturile. De ce? Pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Și tocmai. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Mulțumesc. Mesajul a fost așa: cercetați scripturile. De ce să cerceteze scripturile? Pentru că învățători fals au venit și a și intrat în lumea. Nu doar în lumea, dar a și intrat și în biserică. Haideți înapoi în Matei 24, fratele mă, versetul uh, 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 4. Matei 24, Matei, capitol 24, versetul 4. Hai să citim. Cum este scris? Aha. Drept răspuns, Ce Iisus a, a zis. Stop, începe de la versetul 3 ca să pot să fii mai clar. Aha. El a șezut pe muntele măslinilor și? și? ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis. Ce au zis? Spune-ne. Spune-le. Când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care a fost prima răspunsă lui? Aha. Și care va fi semnul venirii tale care? și al sfârșitului veacului Și sfârșitul lumii aceasta când va fi? Doamne, arată-ne noua semnele și care a fost răspuns? Ascultați versetul 4. Drept răspuns, Isus l a zis. Da. Băgați Băga de, seamă de seamă. Aha. să nu vă înșele cineva. Hai. Dragii mei, știi ce? Oamenii crede că o să fie înșelat de păgâna aceasta africană care dansează în jurul focului așa și, și, și hindu sau, sau, sau musulmani sau orice altă religie. Ascultați cu mare atenție, dragi mei, satana vine cu înșelăciunea lui în biserică, astăzi, cu Biblia. Și ținta lui este una, ca niciun om să nu, să nu ajunge în cer. Știți de ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Oricine. Ce spune Biblia în cartea lui Roman, capitolul 10, 17? Este scris că credința vine în urma auzire. Auzire prin ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Satana știe foarte bine că moment când tu ești bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, o să aibă credință autentic. Satana știe lucrul acesta. Dar ce spune satana? El spune, a, a, Hai să facem ceva ca omul să nu mai rămâne bazat pe cuvântul. Dar trebuie să există altă învățătură falsă, dar care sunt numit învățătura lui Dumnezeu. place ce a spus Pavel către Galaten. Galaten, capitol 1, versetul 8. Ce spune Biblia? Galaten, capitol 1, versetul 8. Capcanele -ca -cap învățătorilor uh, false. Cum este scris? Galaten capitol 1, versetul 8. Cum este scris? A ah, fratele meu. Dar, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită, da. de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, da. să fie anatema. Ei, uitați, vorbirea lui Pavel este, a, el nu, cum se zice, nu, nu, nu cauta a, 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 pe oameni să aplaude pe el. Nu. El spunea așa, ascultați voi galateni, chiar dacă un înger o să vină cu aripi, cu stralucire cerească și să începe să învață învățăturile diferit de învățăturile pe care noi am învățat din cuvântul lui Dumnezeu să fie anatema. Stai puțin, Pavel, ce, ce vrei să spune? El a vrut să fie înțeles foarte clar că, uitați, am propavatuit adevărul. Verificați! Oameni din berie, verifica Scriptura în fiecare zi, cercetam fiecare zi, se vede ce spunea Pavel dacă era așa. Dragi mei, vorbesc cu voi în această seară și mi-aș dori, pentru că mulți dintre noi am uitat să mergem înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Și am rămas acum să spună, oh, pa pastor meu a zis, oh, profesor meu a zis, oh, învățător meu a zis, oh, 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 lider de școală de sabbat, a spus așa. Sau, oh, tu nu știi, pentru că omul acesta am învățat la locul cu tare, cu de aia el știe. Ascultați cum mare atenție, dragi mei, ai nevoie de Duhul Sfânt să poți să învață cuvântul lui Dumnezeu și el este gata să te învață pe tine. Pentru că este scris în cata lui Ioan, frate, meu, citesc acolo. Ioan, capitol 16, versetul 3. Nu am problema cu oricine care este învățat. Dacă tu ești învățat și remâne la cuvântul lui Dumnezeu, haleluia! Dar dacă tu ești învățat și nu rămâne la un așa, zice Domnului. Biblia spune să fie anatema. Uitați cum este scris Ioan, capitol 16, cu 13. Aha, cum este scris? Când va veni mângâietorul, adică Duhul Adevărului, ce o să face? are să vă călăuzească în in, tot adevărul. În tot adevărul. Și căci el nu va vorbi de la el. El nici nu vorbesc de la el și ci va vorbi tot ce va fi auzit și, și vă va descoperi lucrurile viitoare. Mulțumesc. El du la adevărul are să calauzesc pe voi în tot adevăr. Hai să mergem, fratele meu, 17, versetul 17 din cartea lui Ioan. Cum este scris? Are să calauzesc pe voi în tot adevărul. Dar cum este scris? Aha. Sfințește-i prin adevărul tău. Și? Cuvântul tău este adevărul. Cuvântul tău este adevărul. Și ce face du-l adevărul? Are să calauzeze pe voi în câte adevărul, dragi mei. În tot adevărul. Cuvântul tău este adevărul. Și vreau ca noi să înțelegem, dragi mei, asta este ținta lui Dumnezeu, să mergem înapoi încă o dată la cuvântul lui Dumnezeu. Aici este mâncarea pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Într-o zi am citit în cartea lui Apocalipsa. Unde este scris așa? În Apocalipsa, Apocalipsa, Apocalipsa. Capitol 12, versetul 6 și versetul 13. Te rog, citește fratele cum este scris? Versetul 6 și versetul 14, cum este scris? A? Și femeia a fugit în pustie. Femeia înseamnă biserica a fugit în pustie. Aha. Într-un loc pregătit de Dumnezeu. Ca să fie cum? Ca să fie hrănită acolo. Aha. 1260 de zile. de zile. Mulțumesc. Asta este vorba despre biserica a mers în pustie. Acolo ar trebui să fie hrănit cu ce, dragi mei? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Când omul, fără de lege, calcă în picioarele adevărul și aruncă adevărul copil lui Dumnezeu, femeia biserica lui Dumnezeu, a cautat ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii era gata să mor pentru cuvântul lui Dumnezeu. Era gata să umblă împreună cu Dumnezeu. Era gata să spune mai bine noi să fim omorii pentru că vrem să urmărim ce este scris. Așa de prețios a fost cuvântul lui Dumnezeu în așa fel ca părinții vedeau pe copilor murea de foame. Dar ea spunea, nu putem să renunțăm la adevărul care este scris. De ce? Pentru că Duhul Sfânt a condus pe ei în tot adevărul. Și cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și Dumnezeu cere asta, dragii mei, mai ales că noi apropiem de timpul sfârșitului, să mergem înapoi încă o dată la cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, asta este singura noastră speranță. Nu contează cine este guru al tău, nu contează cine este lider altau, nu contează cine este pastor altau, nu contează cine este lider, nu contează cine este tată, mama, rude, dar ce contează este ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Am descoperit ceva, dragi mei. Poți să faci ce vrei. Dar numai Cuvântul lui Dumnezeu are ultima poziție în viața ta. Vrei sau nu vrei? Dumnezeu este cel care o să vorbesc ultima în viața ta. Nu frate, nu sora, nu predicator, nu profet, nu. Numai Dumnezeu este cel care are ultima cuvânt. De aia eu spun, dragii mei, hai să fim prieteni cu Dumnezeu prin cuvântul Lui, ca să putem să știm unde noi mergem. Ascultați-mă, dragii mei, învațatura oamenilor, ci Citim versetul 14, cum este scris. Aha. Și cele două aripi ale vulturului. au fost dat cine? Celui mare au fost date femei. Ca să? Ca să zboare cu ele în pustiu. Da. În locul ei unde este hrănită o vreme. Și? Vremuri și jumătatea unei vremi. Mulțumesc. Departe de fața șarpelui. Mulțumesc. Mesajul este aceasta. Încă o dată. Femeia este aruncat în pustie. Fuge în pustie. Și când ajunge acolo în pustie, este hrănit de cine? Ce maninka biserica? Biserica nu maninka coliva, biserica nu maninka puine, biserica nu maninka, cum se zice, morcov, biserica maninka cuvântul lui Dumnezeu. De unde știu lucrul acesta? Haideți în cata lui Întia, Timotei. Întia Timotei, capitol 3, versetul, hai să citim Întia Timotei, capitol 3, versetul 15. Cum e scris și versetul 16? Cum e să scris? Aha. Dar dacă voi zăbovi, da. să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Care? Care este biserica Dumnezeului celui viu. Și? Stâlpul și, și temelia, și temelia a a adevărului. Adevărul. Mulțumesc. Adică biserica care... Cum este numit biserica? Stilp și temelia a adevărului. Ce este adevărul? Cuvântul tău este adevărul. Cine conduce în toată adevărul? Este Duhul Sfânt. Și n-a scris Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi Petru, fratele meu, um, Petru, um, 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 capitolul 1, versetul uh, 19 și versetul 20. Uh, 2 Petru, scuze. 2 Petru, 2 Petru, capitol 1, versetul 19, 20. Cum este scris? Și avem Cuvântul prorociei. Facut, cum? Și mai tare. Da? la care bine faceți că luați aminte. Mulțumesc! Ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Mulțumesc! Până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Haideți, versetul aha! Fiindcă mai întâi de toate, nu. să știți că nicio prorocie din nu. scriptură nu, nu se, se Este cum? Singură. Singură, aha! Mai departe, versetul 21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Și? Ci oamenii, oamenii au vorbit, vorbit de la Dumnezeu, Dumnezeu, mânați mâna de, de Duhul. Sfurt. Sfurt. Mulțumesc! Adică... Cei care au vorbit, au vorbit de la Dumnezeu mânat de Duhul fund. Ascultați-mă, dragi mei, vreau ca lucrarea să fie foarte clară. Duhul fund, a scris cuvântul lui Dumnezeu. Duhul fund, conduce în tot adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Adică Duhul fund, a trebuit să hrănește pe poporul lui Dumnezeu în pustie, timp de 1260 de ani. Vreau ca noi să înțelegem și în timpul nostru, în vremea sfârșitului, încă o dată avem nevoie de Duhul Sfânt să ne calauzeze în tot adevărul. Amin, dragi mei, amin? Avem nevoie de asta! Mi-aș dori ca noi să înțelegem lucrul acesta în Tia Timotei, capitol 1, versetul 10. Tia Timotei, capitol 1, versetul 10. Uitați cum este scris. Aha! Pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, da. pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Mulțumesc! Adică există curvare, există mincinosă, există calcat, cal, um, cei care calcă legea lui Dumnezeu, adică oamenii aceștia sunt împotriva învățătura falsă, adică mă scuzați, împotriva în învățătura sănătos. Cu alte cuvinte există învățătura oamenilor și învățătura lui Dumnezeu a cui învățătura pe care tu vrei. Știi ce? Am descoperit ceva <laughs> și din nefericire și în biserica noastră. Și am descoperit că oamenii pot să dea la ei multe vesetele. Dar când vine altcineva, ori cu poziția mai înaltă, ori cu educația mai înaltă, fără niciun cuvântul lui Dumnezeu, fără niciun veset, oamenii sunt gata să lasă gramada de vesetele pe care Dumnezeu a dat, și semerjedupaom ama junsula timpe kare wamini auuncredere in my muls wamini deket saibancredre in chestas cris de aya drajime Înșelăciunea în timpul nostru va fi foarte ușor. De ce? Pentru că înainte, eu îmi place când Martin Luther, Zwingli, Melanchthon, teologul Baptist, John Gill, Martin Crema, Latima Ridley, când ei au fost pus înaintea dregator, înainte, înainte papiștași, când a fost întrebat de ce faceți lucrul acesta, de ce mergeți pe drumul care este contrar drumul care merge mai mulți oameni, ei pune întrebare. Unde este scris? arată ne noua. Unde noi am greșit, dar arată ne noua cu cuvântul lui Dumnezeu. Asta, dragi mei, unii pune întrebare, ce spune doctrina noastră? Unii spune întrebare, o, oh, ce spune cuvântul acu tare cu tare? Unii spune, ce spune, a, uh, cum se zice, lider de biserica noastră? Adică nu mai avem oameni care pot să întoarce înapoi încă o la cuvântul lui Dumnezeu. dragmei am ajuns chiar la situația aceasta unde noi nu mai putem să mergem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, cum pot adevărul să stăm în picioare, în vreme de pe urmă, când învățătura in fals o să ridică? Cum o să putem să se da seama că, uitați, aceasta este învățătura falsă, dacă nu este doar după cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că dacă noi avem cuvântul lui Dumnezeu, putem să comparăm învățătura care vine cu cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați, mă dragi, mi-aș dori, acum o să intram în in mai multe diferit tip de învățătură. O să fi foarte practică. De ce? Pentru că vreau ca noi să înțelegem unde noi suntem și ce se întâmplă astăzi. Dar dorința mea este aceasta, Dumnezeu se pot să poate să un împreună cu noi. Se putem să înțelegem unde noi, noi suntem. FSN capitol 4, FSN capitol 4, versetul 14. Ce este altă mesaj pe care a, a fost dat de Pavel? Uitați cum este scris, hai să citim fratele meu. Aha. Ca să nu mai fim copii. Să nu fiți copii, dragi mei. Plutind în coace și încolo. De pur ce? Purtați de orice vânt de învățătură. Da? Prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Nu mai sunteți copii, dragi mei. Sunteți oameni maturi. Să nu mai fi luați în, încoa în, și încolo de învățători la oameni. Nu! Rămâneți la un așa, zice Domnul. Ascultați-mă, dragi mei, orice lucru pe care cineva spune, tu trebuie să pune întrebare. Unde este scris? Dacă este scris, dragi mei, acolo rămâne. kummiencas chris n katalintia timotéi ntia timoté capitolul 4, versetul 1. În Timotei, capitolul 4, versetul 1. Cum este scris? Aha. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă... Ce va fi? Unii se vor lepăda de credință. Unii se va lepăda de credință. Stop, stop, fratele meu. Și pentru că Biblia spune mie câte credință o, o să există în lumea aceasta, în Efeseni capitolul 4, versetul 5, aici, o să descoperă că Biblia spune că există un singur domn, singura credință și singură botez. Și Biblia spune aici foarte clar, când în vremele de pe urmă, Duhul Sfânt spune l-a murit. Ca unii, o să le pada de credință. Și o să urmărește învățătura dragilor Cum adică un om care știa adevărul pot să fie luat așa? Ascultați-mă, dragi mei, o să descoperă că satana are niște etapele pe care trebuie să fie urmat până omul o să fii un om care este pagân, când la început a fost un om care era al lui, lui Dumnezeu. Satana nu face lucrurile acesta fără cum să-i fara cap. El este, un, este, este o ființă care este foarte șiret. El știe cum pot să conduce pe tine până acolo când tu o să spune am fost înșelat, am crezut în cuvântul lui Dumnezeu, am crezut în Biblie, acum nu mai vreau. Tu cu mâinile tale o să lua cuvântul lui Dumnezeu, o să arde în foc. Și o să pune întrebare, dar cum am ajuns aici? Este pentru că satana a umblat împreună cu tine pas cu pas. Și vreau să spun, dragi mei, lucruri pe care vorbesc, despre lucruri care sunt periculos și în biserica lui Dumnezeu astăzi. Vreau să închid în seara aceasta și se pot să merge în cata lui Fapte Apostol. Fapte Apostol, capitolul 20, versetul uh, 28 până la 29. Ascultați cu mare atenție. Există ceva pe care Dumnezeu a inspirat pe Pavel să scrie. Cum este scris? De fapt, este Luca care a scris cuvintele aceasta. a? Luați seama, dar, la voi înși vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi. Mulțumesc! Ca să păstoriți Biserica Stop. Domnului. Cine a dat pe voi poziția de episcop, de lider, de presbiter, de pastor, de pastor în biserică? Cine? Este Duhul Sfânt. Și a zis, voi sunteți lideri la turma mea. Dar să nu uitați că cea mai mare pastor a turma aceasta, în Ioan capitolul 10 cu 14, este Domnul Iisus Hristos. El spune că eu sunt pastor cel bun. Biserica nu este al nostru, biserica nu este al vostru, biserica este al lui Hristos. El este pastor cel bun, dar el a făcut pe noi să fim pastor mai mici, adică cioban, care trebuie să aibă grijă de oile. Dar să nu uitați, oile nu sunt ale noastre. Oile sunt ale lui Hristos. Hai să citim încă o dată, fratele meu. Hai să citim. Cum este să scris? Aha. Luați seama, dar, la voi înși vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop. Hey. Ca să păstoriți biserica Domnului. Da. Pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. A fost plătit cu preț foarte, foarte scump. Cum este să scris? Haideți mai departe. Și? Știu bine că... Știu bine că cum? După plăcerea mea... A, după, încă o dată? Știu bine că după plecarea mea... D după plecarea mea ce o să întâmplă? Se vor vârâ între voi lupi răpitori. Lupi răpitori! Care nu vor cruța turmă. Întrebare, de unde o să vină lupi răpitori? Citează încă o dată. De, la, de unde? Citează încă o dată, versetul 29. Știu bine că după plecarea mea... Ce o să va întâmpla? se vor vârâ între voi. Între voi! Lupi răpitori. Lupi Întrebarea este ce o să faci? Haideți mai departe. Care nu vor cruța turmă. Și ce o să facă? Și se vor scula din mijlocul vostru. O să ridica din mijlocul vostru și. Oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Lucrurile stricăcioase și ca să tragă pe ucenici de partea ca lor. Ca să atragă ucenici, ucenici a cui, dragii mei, a lui Domnul Isus pe partea lor. De unde o să vină? Din mijlocul vostru. Ce mai periculos? Oamenii sunt oamenii care ridică din mijlocul nostru. Și să se începe să învață lucrurile stricăcioase. Și să învață pe oameni să spună, urmați, lucrul acesta. Pentru că și eu sunt trimis a Domnului. Pentru că noi astăzi nu mai studiam cuvântul lui Dumnezeu. Noi spunem, dacă frate a zis atunci, aia a demarat. Dar întrebarea este, am verificat, dacă oameni din Berie, în fapt Apostol capitol 11, ei putea să verifica toate lucrurile aceasta pe care, adică cap capitolul 17, versetul 11, dacă ei putea să verifica lucrurile pe care Pavel a spus, Pavel a întâlnit cu lumina din cerul, a întâlnit cu Domnul Isus Hristos, a fost rapid la a treia cerul, a văzut lucrurile pe care nu pot să fie descris. El vorbea cu Dumnezeu, Dumnezeu vorbea cu el direct. Dar oamenii din Beria au spus așa. Noi nu putem să credem pentru că tu ai spus nouă că tu ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Vrem să vedem unde este scris. Ce este scris? Verificăm fiecare zi să vedem dacă lucrurile era așa. De ce? Pentru că vine după mine vătător fals care o să ridică din mijlocul vostru și o să învață pe oameni lucruri stricate. Dragi mei, Vreau ca noi să înțelegem lucrul acesta. Dorința mea, asta este aceasta. În fiecare dintre noi să putem să înțelegem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Hai să terminăm, să punem în cata lui, să citim împreună în cata lui um, um, uh, capitol 7, versetul 17, în cata lui Ioan. Cum este scris? Ioan, capitol 17, versetul 7. Există ceva pe care am vrut ca noi uh, să putem să înțelegem din aceasta. 7 cu 17. Cum este scris? a cu 17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, dacă cineva vrea să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu. Va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Sau dacă eu spune Hristos vorbesc de la mine. Vrei să știi doctrina adevărat? Înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Hristos spune așa. Cum e să scris? Vine cineva să spune, Doamne, vreau și eu viața veșnică, cum pot să am aceasta? El spune, ce e să scris în cuvântul lui Dumnezeu? Ce e să scris în legea? Cum citești tu? Când am întâlnit cu oameni care vorbea lucruri, el punea întrebare, voi nu ați citit? Când a ridicat, din, când, când a din mormânt, când era pe drum către Maus, a întâlnit cu niște ucenici care vorbeau, spună: noi am crezut că el o să ne ajute, aceasta am crezut că este profetul, un om care a fost foarte bun, dar uitați, ei au, au omorât pe el, dar acum este a treia zi, am auzit că el a înviat. Și Hristos zice, voi cu mintea care este stricată. Voi, nu, cum, 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 putea Scriptura să nu fie, cum să zice, împlinit? Cum citiți voi? Nu ați auzit, nu ați citit că așa trebuie să fi? Nu ați fost învățat? Cum este din cuvântul lui Dumnezeu? Ascultați-mă, dragi mei, Hristos a trebuit să arată în Luca capitolul 24, a trebuit să arată la ei cum este scris. Ascultați-mă, dragi mei, vreau ca noi să înțelegem. Astăzi, în seara aceasta, vreau să las lucrul acesta aici să spune, dragi mea, avem cuvântul lui Dumnezeu, care este mai important decât orice altă lucru. Haide să la cuvântul lui Dumnezeu, să citim, să studiem. Învățăturile false deja au ajuns. Și întrebarea este, cum putem să scapăm de lucrul acesta? Înapoi încă o dată la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu caută pe noi astăzi, mai ales că noi trăim în sfârșitului. O să rămână numai o mică ramașiță care o să rămâne la adevărul. Mulți oameni o să fie maturat de învățătura dracilor. Și ei o să merge pe direcția greșit, gândind că noi suntem pe drum către cer. Numai după aceea, la sfârșit de toate, o să începe să spune, Doamne, Doamne, nu am prorocit în numele Tău. Doamne, Doamne, nu am făcut lucrurile mari în numele Tău. Și el o să spune, duceți-vă de la mine, nu vă cunosc. De ce, Doamne? Este pentru că nu ați mers după ce scris. Vreau să spune, dragii mei, merită să mergem înapoi încă o dată la cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să pun întrebare în această seară. Chite dintre noi care au înțeles ceva în seara aceasta. Amin? A doua întrebare. Cine cred că ce noi am învățat este adevărul? Amin? A treia și ultima întrebare. Cine vrea să spună, Doamne, ajută-mă! Eu nu vreau să fiu înșelat de satana. Vreau să merg după cuvântul al Să ne ajute Dumnezeu. Hai să genuncăm pentru rugăciune. Iubitul Tata care este în cerul. Îți mulțumim pentru timp pe care tu ne-ai dat și în seara aceasta. Ca să putem să studiem din cuvântul al tău cu privire la cuvântul pe care tu ai scris. ajute ne Doamne, să avem încredere în cuvântul al tău. Să nu ne lasă pe noi să fim maturat de vânturile de doctrinele. Învățăturile false. Dar ajută-ne, Doamne, să rămânem la cuvântul al tău. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin.